O veste tristă zguduie lumea politică din Mehedinți. Ion Sârbulescu, primul președinte al Consiliului Județean din Mehedinți, s-a stins din viață după o luptă grea cu boala la vârsta de 70 de ani. Acesta a fost un om deosebit care a făcut multe pentru municipiul Drobeta-Turnu-Severin de-a lungul anilor. O personalitate cu totul specială și-a pus amprenta pe viața administrativă, politică, civică, culturală, dar și sportivă a județului Mehedinți. Acesta a fost declarat primul președinte al Consiliului Județean din Mehedinți în data de 25 decembrie 1989. Înainte de toate, a fost un om deosebit, o persoană care și-a pus amprenta asupra vieții politice mehedințene timp de două decenii. Ion Sârbulescu a iubit poate mai mult decât oricare din noi Severinul, un oraș în a cărei renaștere și posibilități de dezvoltare credea cu toată forța sa. Actualul senator al județului Mehedinți, Liviu Mazilu, a transmis pe pagina sa oficială de Facebook un mesaj de condoleanțe familiei îndurerate. S-a dus dintre noi Nelu Sârbulescu, un om, o viață, un destin. Personalitate cu totul specială, chiar unică, și-a pus amprenta pe viața administrativă, politică, civică, culturală și sportivă a județului. Dar dincolo de multele funcții pe care le-a avut, efemere ca orice funcții, rămâne în amintirea noastră un om special, deseori spectaculos, idealist, generos, încrezător în forțele proprii și în destinul său de învingător. Un adevărat lider, n-avei cum să nu-l iubești, drum lin, Neluțu, de acolo de sus dintre stele să veghezi destinul Severinului tău iubit.